Detoxifiere colon. Conține semințe de psilium, semințe de in, vitamina E, extract din fructe de goji, amidon din porumb. Se recomandă pentru detoxifierea colonului. Mod de folosire: 1-2 lingurițe detoxifiere colon dimineața și seara, dizolvat în apă sau iaurt. Orz verde, extract instant. Conține extract natural din iarbă de orz verde. Se recomandă tuturor categoriilor de vârstă, începând de la copii la vârstnici, pentru detoxifierea organismului. Produsul extract de orz verde se mai utilizează pentru stimularea imunității și regenerarea celulară, tonifierea sistemului nervos și cardiac, prevenirea a numeroase boli și încetinirea procesului de îmbătrânire. Mod de folosire: 1-2 lingurițe extract orz verde dizolvat în 200 de ml de apă și se bea fracționat pe parcursul zilei. Armurariu, capsulă, tinctură și ceai. Fructele de armurariu au ca substanță activă silimarina naturală, care are acțiune hepatoprotectoare, antitoxică, regenerantă a celulelor hepatice. Armurariu capsule conține extract din fructe de armurariu în capsule naturale. Se recomandă pentru detoxifierea ficatului, regenerarea celulei hepatice și susținerea funcției ficatului. Reduce riscul apariției calculilor biliar. Mod de folosire: o capsulă de 3 ori pe zi înainte de mesele principale. Armurariu tinctură se recomandă numai adulților. Mod de folosire: intern 20-30 de picături de 3 ori pe zi, dizolvate în ceai. Extern se folosesc comprese pe negi și pe zonele cu psoriazis. Armurariu ceai conține fructe întregi de armurariu. Mod de folosire: intern, infuzie din o linguriță de fructe proaspete, măcinate, la 200 de ml de apă clocotită. Un ceai se bea dimineața, înainte de micul dejun, după care se stă pe partea dreaptă 20 de minute. A doua ceașcă de ceai se împarte în două și se bea după masa de prânz și masa de seară. Cura durează 2 săptămâni. Extern, infuzie pentru comprese și spălături locale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Produsele nu sunt recomandate minorilor. Nu se administrează persoanelor alergice la unul din ingredientele produselor.